Zăpadă și temperaturi mai mici de 20 de grade Celsius. De asta au avut parte turiștii care au ajuns la Bâlea Lac. Și nu au fost puțini. Sute de oameni au mers la munte pentru a scăpa de asfaltul încins din marile orașe. Pe Transfăgărășan, turiștii au găsit răcoarea de care aveau nevoie. Ați fugit de caniculă? Da. Ploiești era foarte cald și am vrut să venim la munte, să ne mai răcorim un pic. A ne încărcat cu puțină energie din munte, aer proaspăt, nu se compară cu nouă orașe. Caniculă, aerul încins, trotuarul care emană căldură. Pe măsură ce înaintăm spre Bâlea Lac, temperaturile scad cu 1-2 grade la fiecare 5 km parcurși. Afară este plăcut în acest moment. Dacă vreți să vă simțiți și mai confortabil, vă puteți răcori în apa râului. La Bâlea Lac e și mai bine. Soarele a stat ascuns printre nori, iar turiștii nu au regretat că au ales muntele. La Bâlea Lac soarele este mai blând cu noi, termometrul indică în acest moment 17 grade Celsius. În plus, la peste 2000 de metri altitudine, mai găsiți petice de zăpadă. Turiștii au rămas uimiți când au văzut că la înălțime zăpada nu s-a topit chiar toată. În șort și tricou s-au bulgărit ca într-o zi veritabilă de iarnă. Vin aici, vin aici! Vin aici! Ce e curată! E curată! Am văzut zăpadă prima oară, când vin mai ales în iulie, în vara. Nu știu, mi se pare ceva frumos. Am frig. E distracție. Am fugit de canicula din Slatina și... Am găsit aici zăpadă. Da, da, da. Foarte frumos. Și în următoarele zile, sute de turiști care vor să scape de arșiță sunt așteptați la Bâlea Lac.